Prorocie prin fratele Gusti din data de 15 ianuarie 2022. Cel veșnic s-a coborât ca o lumină a Domnului oștirilor ca să facă o nouă cercetare de la mic la mare, de la tânăr la bătrân. Pentru că ceasul a fost hotărât și punctul a fost stabilit, mă voi arăta ca steag de biruință, zice Domnul, voi întinde mâna cu putere și vă voi rupe legături străine. Voi sfărâma jugurile negre care apasă greu pe grumazul unora prin patim, prin necurăție, prin destrăbălare. Da, îmi voi întinde cuvântul în semn de îndurare și sfat în semn de milă, pentru că vă iubesc cu o iubire veșnică, zice Domnul. Se apropie clipele și momentele foarte grele care au să vină pe fața pământului, de aceea deschiză gazurile cerului și lasă curgă râurile de apă vie. Ferice se strigă prin Duhul Sfânt de inima care se coboară cu sinceritate de sufletul care îi pare rău și ia hotărâri sfinte. Lui îi vor fi schimbate veșmintele, voi lăsa noi măsuri de unde lemn, vor fi lăsate brâie de putere, voi coborâ flacăra pe altarul inimii. Vreau pe unii să îi aprind, zice Domnul, să ardă, să sufere pentru numele meu. Pe alții voi întări, la unii le voi lega rănile și peste alții voi mustra stările vinovate, ca să cunoașteți că bunătatea Domnului nu are margini. Amin, amin. Dar vai de cel mândru care stă pe înălțimi, care are priviri trufașe și ochii iscoditori, are în inimă duh de batjocură și în ochi duh de dispreț. Dacă nu se va recunoaște, el va pleca apăsat, dar de se va recunoaște, îi voi arăta milă că am venit în cortul întâlnirii. Am îmbrăcat haina de medic, zice Domnul, că sunt multe boli de diferite stări și grade și gravități, dar eu mă voi încinge, voi lăsa trusa în mâna dreaptă și voi purta cutia cu alifia aleasă în mâna stângă. Mă voi apropia de cel care mă crede pe cuvânt, da și amin. Voi lăsa un semn de tămăduire în suflet și de vindecare în duhul minții. La urmă, să puteți face deosebirea între bine și rău, să căpătați putere, să alegeți binele. Ferice se strigă de cel ce capătă pricepere și înțelepciune. El va putea deosebi bine lucrurile și va alege lucrurile care rămân pentru eternitate, că se apropie vremea când vântul judecăților aspre, a prigonirilor aprige, se va dezlănțui împotriva poporului de legământ. Bunurile vremelnice vă vor fi luate, locurile de muncă la care unii dintre voi țin, veți fi scăpați de ele, dar cei ce mă caută cu toată inima vor avea parte de milă, deschid izvorul tămăduirii, izvorul păcii în locul acesta, izvorul bucuriei și veți spune, Domnul a turnat bucurii sfinte în inima noastră. Amin.